Geneza, capitolul 2, versetul 18 la versetul 24, pagina Scripturii, ediția Conerescu 3. Geneza, capitolul 2, versetul 18. Domnul Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur. Am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele câmpului și toate păsările cerului și le-a adus la om ca să vadă cum are să le numească. Și orice nume pe care îl dărea omul fiecare viețuitoare, acela era numele. Și omul a pus nume tuturor vitelor, păsărilor cerului și tuturor fiarilor câmpului, dar pentru om nu s-a găsit niciun ajutor care să i se potrivească. Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om, și omul a adormit. Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui și a închis carnea la locul ei. Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a dus-o la om. Și omul a zis: Iată, în sfârșit, aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea. Ea se va numi femeie pentru că a fost luată din om. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și se vor face un singur trup. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Fratele Martin deja a prefațat tematica pentru tineri după masa aceasta, citind pasajul acela biblic în care prezintă că o nevastă bună este un har pe care ți-l oferă Domnul. Mulțumesc Domnului că s-a oprit la timp, că dacă nu s-a oprit, nu mai avem și predica eu după aceea, disa în momentele următoare, în timpul alocat slujirii, aș vrea să vorbesc câteva lucruri care sunt foarte importante despre scopul familiei. V-am vorbit despre faptul că fiecare familie este o barcă, o corabie pe mare agitată acestei lumi, cu valuri din ce în ce mai puternice și ciudate, și nu-i problemă că corabia e pe apă, că acolo e locul ei. Problema este că în apa intră în corabie la slujba de dimineață, am vorbit despre câteva fisuri în dreptul soțului și a soției, prin care din neveghere apa intră în corabie și iremediabil, dacă nu sunt îndreptate lucrurile, dacă nu există pocăință, dacă nu există recuperare, corabia se va cufunda. Nu este în intenția lor să se cufunde, dar din nefericire asta se va întâmpla. Acum vom vorbi despre scopul care trebuie să domnească în fiecare corabie. Dumnezeu a instituit familia, a inventat familia cu un anume scop. Și foarte important să-ți atingi scopul respectiv. Există fabrici de automobile care fac automobile ca cel care cumpără automobilul respectiv să poată rula pe șosele din Germania. Să poată merge. Când Dumnezeu a instituit căsătoria, a instituit-o cu un anumit scop. Eu, bineînțeles, că pot cumpăra o mașină pe banii mei și mașina aceea. Să pun cărți. Să o fac o mini bibliotecă. Pot totodată în mașina aceea să o fac cu incubator. Spun ou, oh, spun căldură, să ia spuișori din mașina aceea. Dar creatorul, inventatorul, fabrica de automobile a făcut mașina nu pentru să fie incubator, nici bibliotecă a făcut-o să ruleze pe șoseale. I-a dat și un manual de instrucțiuni, că chiar dacă eu am dat banii pe mașina aia și mașina merge pe motorină, iar eu vreau să o învăț să meargă pe benzină. Eu pot să o învăț, fără probleme, câțiva metri doar, atâta, merge. După care s-a oprit și spun, domnule, dați banii mei totuși. Până la toată urma asta e mașina mea. O fi. Dar cel ce a inventat mașina, cel ce a pus bazele acelui, acelui, lucru de care te folosești, l-a făcut cu un scop și funcționează în anumiți parapetri. Căsătoria. Scopul ei trebuie să-l vedem și Dumnezeu i-a pus bazele ca pentru scopurile acestea să funcționeze. Dacă o îi folosește în alte scopuri, iubitul meu, nu îți atingi țelul pe care Dumnezeu l-a dat. Am citit pasajul acesta biblic să vă spun că la început a fost Adam singur. Și spune Scriptura, Dumnezeu l-a scanat și a văzut că nu-i bine ca omul să fie singur. Dar omul nu știa că e singur. Nici, probabil nici nu știa să spună ce simte. Și atunci Dumnezeu, ca să-i dovedească că e singur, a făcut ca toate vețuitoarele să treacă prin fața lui. Și el a trebuit să le pună nume pentru parte bărbătească, pentru parte femească, nume masculin și nume feminin, nume masculin și nume feminin. Ceea ce era foarte interesant, că toate erau perechi. El nu putea descompleta niciuna de acolo ca să și lea ajutor potrivit pentru el. Dar n-a găsit pe nimeni să se ridice la nivelul respectiv. Ne arată Sfânta Scriptură, a pus nume tuturor vețuitoarelor, dar dintre ele nu s-a găsit niciun ajutor care să îi se potrivească. În mod normal, după ce vezi toate perechi și dai nume masculine și feminine, la un moment dat trebuie să-ți pui întrebarea, eu totuși de ce sunt singur? Abia după ce el a dat nume la toate, Dumnezeu a făcut să vină un somn adânc peste el, a luat una din coastele lui, a închis carnea la loc, a făcut-o pe femeie și dintr-o dată omul spune, iată în Adică cea care am căutat-o printre toate speciile de vețuitoare nu era. Dar acum, în sfârșit, văd pe cea pe care mi-am dorit-o. Ea este os din oasele mele și carne din carnea mea. Din start există diferențe. Bărbatul a fost făcut din lut, din material brut. Femeia nu spune aici am să iau tot niște lut și am să o fac pe ea. Nu. Este făcut din material prelucrat. De aceea, la sorteuri, la culori, la ceea ce trebuiește curățenie ne depășește cu mult. Suntem supărați, dar asta e situația. Prin creație suntem materiale diferite și în punctul acesta de vedere. Ceea ce vreau să subliniez aici, în primul rând, frații mei, scopul căsătoriei este, în primul rând, să împlinească nevoia de părtășie. Adică starea aceea de singurătate să dispară. Pentru că din momentul acesta, în viața lui Adam, primul bărbat, dispare singurătatea. Părtășie este un termen creștin care duce dincolo de a fi împreună, dincolo de a fi la un loc cu cineva, duce la o stare specială, deosebită, spirituală, chiar relația dintre cei doi. Și foarte important de știut lucrul acesta. Când Dumnezeu i-a făcut-o lui Adam pe Eva, în primul rând a demonstrat lumii întregi Că bărbatul nu poate avea și familia, oamenii de pe pământ nu pot avea părtășie cu viețuitoarele. Vă repet încă o dată, nu poate avea părtășie cu viețuitoarele. Cu toate că sistemul pe care îl trăim, mai ales în vest, dar văd și la noi, plimbarea de căței, tot felul de lucruri, animale de companie, îl iubesc, îl vorbesc, se îngrijește mai mult decât proprii copii. V-aș mult, frații mei. Dumnezeu nu ne-a creat prin creație, prin invenție acolo, a pus lucrurile foarte clar. Între animale nu se găsește ajutor potrivit pentru om. Nu poți dezvolta o asemenea părtășie cu o viețuitoare creată de Domnul. Nu poți să faci asta. Mai există un lucru de subliniat. Adam a fost pus în grădina Edenului să o lucreze și să o păzească. Nu discutăm latura a doua despre șarpele, despre mișcarea lui și despre blestemul care a venit tocmai limitându-i mișcarea respectivă. Pentru că nu are sens blestemul să te pe pământ dacă până acum tot așa am fost. Deci nu discutăm aspectul ăsta, ci discutăm aici faptul că Adam avea de lucru în grădină și era de lucru, era un lucru plăcut, nu era lucru de după blestem, cu spini, cu pălămidă, cu transpirație, cu sudoare. Era un lucru foarte plăcut. Dar lucrul acela din grădina Edenului n-a putut să completeze lipsa lui pe care o avea în domeniul părtășiei. El tot singur rămânea. Stimați mei, activitățile noastre nu sunt făcute să astupe singurătatea aceasta. Chiar dacă muncim și câte două joburi, Scopul căsătoriei este să ai părtășie cu soția și cu soțul tău. Doamne ajută! De foarte multe ori ne înjugăm la juguri financiare, la juguri de diferite nuanțe și pierdem din vedere că scopul căsătoriei este să împlinească nevoia de părtășie și părtășia frații mei nu e la biserică cu mâinile sus și acasă mergem amândoi ca doi străini. Nu, nu, Asta e numai de fațadă, așa, să păcălim pe ăștia că suntem spirituali, dar nu se lasă nimeni păcălit. Părtășia începe din familie și apoi continuă în biserică. Și în biserică, de foarte multe ori, nu poate continua ca în familie. Pentru că în familie te știi unul cu celălalt, te poți ruga împreună, poți cânta împreună, coboară Duhul Sfânt acolo, strângi cu din aleluia. Aici, la adunare, când ne adunăm, sunt tot felul de oameni care vin. Unii dintre ei vin să fie eliberați, sunt înlănțuiți de anumite pofte. Alții dintre ei vin cu supărări, alții vin tocmai societat cu nevasta și cu bărbatul. În niciun caz ăla nu strigă aliluia. Nici nu mă mir când mi-a prea străgați. Verificăm la urmă care e situația din punctul ăsta de vedere. Însă, stimații mei, v-aș tare mult, țineți cont de aspectul acesta. Când vin în biserică, este o luptă spirituală. Eu, ca și slujitor, știu de lucrul acesta. Mă duc în anumite comunități și predic liniștit. Pentru că oamenii s-au ocupat, sujitorii s-au ocupat, au rezolvat problema. În momentul ăla dai cuvântul, nu-ți mai vine înapoi. Sunt în zone în care te lupt să predici. Te lupti să nu închei mai repede, că zici, băie, și așa o plătit ăștia biletul de avion să mă aducă până aici. Încerc cumva să merg și eu să fiu până... mulțumit, măcar că am ținut mult, dacă nu au fost bine. Măcar să fie mult. Ori din punctul ăsta de vedere este o luptă aici, dar părtășia din familie nimeni nu ți-o poate lua. Că te poți bucura în familie, poți să fii bucuros din familie. Iar în adunare duci lupta aceea, că e o luptă de dus. O duci. Câteodată în adunare e bine, câteodată e război și în adunare, câteodată e luptă, sunt tot felul de atacuri. Dar în familie nu te oprește nimeni să ai părtășie. Dar dacă nu ești atent, s-ar putea munca să te absorbă. S-ar putea să vii acasă prea obosit s-a putea după muncă să mai stai de vorbă cu prietenii, de diferite hobby de pescuit, de vânătoare, de fotbal, de formula 1, de câte n avem noi de discutat. La fel, surorile noastre s-ar putea foarte mult să stea pe WhatsApp, foarte mult să stea pe Facebook, să aibă părtășie, dar virtuală, iar când vine sorțul acasă, vezi din frigider acolo, dacă nu, intri pe conserve. Rapid? Și soțul se gândește, mai. Totuși, nu s-ar inventa la biserică să stau să cânt în cor bărbătesc. Sunt unii care vor repetiții continuu. Continu repetiții, să slujească, să fie ca acasă, n-are la ce să duci, și bietul. Ori, stimații mei, e foarte important, foarte importantă părtășia din familie. Insistați pe ea. Munca nu poate înlocui. Și știți ce e interesant? M-aș fi așteptat ca Dumnezeu să spună Într-adevăr, din viețuitoare nu se potrivește nimic și tu ai văzut. Munca nu te captivează chiar așa de tare și tot singur ești. Știi, eu te-am creat, eu voi face în așa fel, îți iau senzorul ăla care se simte singurătatea. Doi, tu ai un senzor care îți arată că ești singur. Am să-l anulez. Dumnezeu nu anulează. Nici nu vine, completez eu că Dumnezeu. Nu. Ci Dumnezeu vine și spune, eu nu pot completa lipsa asta pe care prin creație tu ai. Ca atare, Fac o creație specială doar pentru asta. Și așa a apărut femeia. Slăvit să fie Domnul! Dumnezeu nu completează asta. Acum vă spun sincer, am văzut bucurii prin Duhul Sfânt, am văzut coruri cântând cântări în alte limbi pe voci, coruri în alte limbi cerești cântând. Imaginați-vă ce era acolo, zeci de persoane care cântau o cântare în altă limbă, toată aceeași limbă și pe voci acolo. Gândiți-vă la starea aceea când Duhul Sfânt venea în valuri peste poporul lui Dumnezeu, că nu putem rezista să vină să stea acolo. Că s-a terminat, cu inima noastră s-a dus. Vine în valuri, după aceea ne mai lasă, mai trăgem și noi aer, după care din nou vine Duhul Sfânt. E o stare pe care nu o poți descrie. Dar nu poate completa singurătatea noastră. Dumnezeu a instituit căsătoria ca să avem părtășie. De aceea vă provoc, stimați familiști, cântați împreună. Rugați-vă împreună, strigați Alilui în casa voastră, când se poate fredonați cântarea și celălalt completează la cântare. Țineți zile de post împreună, cerând de la Domnul Luminare călăuzire. Zilele de post sunt îngeri care ne duc rugăciunile noastre în ceruri, că peste tot în Biblie ni sunt prezentate scări, îngeri care merg cu rugăciunile noastre, le aduc, care sunt folosite. Dacă veți citi cartea Apocalipsului, vei vedea că rugăciunile sunt, sfinților sunt folosite pentru atmosfera de acolo. să pune undeva și fumul ăla plăcut se ridică în prezența lui Dumnezeu și de aia spune Biblia, un cerul cu tămâie, un cerul cu rugăciuni, care le miroasă faină înaintea Domnului. Ori din punctul ăsta de vedere, îngerii tot duc material din ăsta acolo. Ei, îngerul duce rugăciunea ta, dacă la rugăciunea ta mai ai ții și o zi de post, îi dai prioritate. Treci și pe lângă, mă uit la avioane la momentul actual, dacă ție cineva bilet cu ai prioritate, tu intri în fața la ceilalți. De ce? Pentru că tu ai prioritate acolo. Ei, când tu ai ținut, te rogi pentru copilul tău, te rogi pentru locul tău de muncă, te rogi pentru ceva anume, dar pe lângă rugăciunea ta, tu ții și o zi de post, Capătă îngerul prioritate și pleacă mai repede. De aia spune Biblia, nu țineți ziua aceea cum se cere, ca să vi se audă glasul sus. Isaia, capitolul 58. Deci în momentul când omul postește, ți se aude glasul sus mai rapid. Capătă prioritate rugăciunea ta. Ei, părtășia în familie presupune și așa ceva presupune înțelegere din toate punctele de vedere, să închide bucătăria, să pune lacăt pe frigider, cum sunt în anumite situații, ca nimeni să nu pătrundă acolo, aproape frața ar fi în stare să pună șifru acolo cu amprentă și așa mai departe, și în ziua aceea să intre în post. Știți că în asemenea familii și copii învață să postească? Învață să, să dedea cu prioritățile de dat la îngeri. Învață, părinții postesc o zi întreagă, copiii postesc până la, la mează. Da, pentru că atunci când ei cresc, când sunt la teze, la examene, când caută fața Domnului, nu aveți copii care au crescut în familii unde era părtășie, într înaintea Domnului, pentru ca să află un răspuns din partea Lui. Stimații mei, lucrurile astea în familie. Ăsta e scopul pe care Dumnezeu l-a creat pentru familie în primul rând este scopul părtășiei, împlinirii părtășiei. Acum, frații mei, când în familia ta e bine, când în familia ta e frumos, când în familia ta e înțelegere, când în familia ta Duhul Sfânt lucrează, vin în biserică și aduci un surplus la lucrul ăsta. Aduce o stare de bine, aduce o binecuvântare pentru toți cei din prejurul tău chiar dacă biserica are frământările ei, biserica de orice natură, cum spuneam la frați, este într-o continuă stare, ca și un spital, unde intră unii oameni, alții pleacă vindecați, alții mai au de stat acolo. Sunt oameni pe care Dumnezeu îi aduce la credință în biserică, oamenii au, au pe lângă ei diferite vicii, diferite patim. biserica îi conciliază, încetul cu încetul să lasă zgura de pe ei, stărele acelea, există anumite răni, în biserică se pansează, încetul cu încetul, numai bine eu trecut lui ăsta și aduce altul Domnul la credință. Iară trebuie să ne ocupăm de el, iară cu tare, până îl vezi când îl pansează, la țipă, răcânește, nu-i convine, nu-i cu tare, mai există ieșiri. Dar asta este biserica. Biserica e frumoasă prin felul ei de a fi. Dar tu te retragi în casa ta, unii părtășie, unii har, unii bucurie, slăvit să fie Domnul. Dacă nu ai asta, depinzi de ce în adunare. La noi în adunare nu-i bine, frate, nu-i bine. Dar de ce nu-i bine? O venit unul acum la pocăință, mai așa, greuți cu el, greuți cu el, n-ai împlinire din cauza lui ăla care a venit la pocăință, așa se manifestă el. Tu când ai venit la pocăință, te-ai manifestat, are bine? Așa se manifestă el acum. Dar baza ta nu e în adunare, baza ta e în familie. De acolo vii cu viață de calitate, aduci în biserică. Și când biserica e formată din familii sănătoase, problemele din adunare, dintr-o dată sunt înstopate, se găsește înțelepciune, se găsește har, se găsește călăuzire și biserica crește din pricina familiilor sănătoase. Doamne ajută, frații mei! Nu depinde numai de slujbă, ni se dă hrană, e adevărat, ni se dau anumite stări de lucruri, dar nu te aștepta să numai să vii să consumi din adunare. Adu ceva, adu o stare de echilibru, o stare de siguranță, o stare de bucurie datorită părtășiei din familie. Doamne ajută! Al doilea scop al familiei este împlinirea nevoii intime. De obicei o să observați dumneavoastră că în comunitățile noastre se evită subiectul acesta de a discuta de nevoile intime care trebuie să împlinite în familie. Biblia scrie despre ele, societatea abuzează de lucrul acesta, prezentând ca copiilor care n-ar trebui să acceadă la anumite informații de natură de genul acesta, totuși singurii care sunt pudici, singurii care nu vorbim de așa ceva, cu tot că știități despre ce vorbim, suntem noi. Or, Biblia spune foarte clar anumite lucruri. de multe ori există probleme în anumite comunități pentru că nu se înțelege. Nevoia intimă este o nevoie normală, frații mei. În momentul în care Oamenii se maturizează, sistemul lor hormonal funcționează normal. Și cum ți-i foame, cum ți-i sete și cum ai nevoie de odihnă când ești obosit, așa ai nevoie de împlinire intimă. Asta înseamnă că ești normal. Asta înseamnă că ai nevoie ca să desfășori lucrarea pe care Dumnezeu vrea să o facă cu trupul tău, cu sufletul tău și cu Duhul tău. În biserică și în învățătura bisericii, nevoia intimă se poate împlini doar în familie. Dumnezeu a inventat căsătoria pentru împlinirea nevoiei intime. Și noi trebuie să cunoaștem, să predicăm și să explicăm foarte clar. Orice împlinire a nevoiei intime în afara căsătoriei este păcat, care nu numai că erodează valoarea trupului nostru ci erodează și valoarea trupului celuilalt. Și dintr-o dată nu mai putem fi ce puteam ajunge, pentru că ne permitem să trăim în asemenea lucruri. Ori trebuie să fim foarte atenți, mai ales în tineretul creștin. Spune Biblia că trupul nostru este Templu Duhului Sfânt. Însă există un păcat care distruge sanctuarul acesta. De aceea Apostolul Pavel spunea fugiți de curvie. Orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară din trup. Deci, nu ți lezează atât de mult trupul tău și structura sa. Și apoi apostolul spune: Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt? Tot în același pasaj, Pavel subliniază că trupul nostru are abilitatea de a-l găzdui pe Hristos acolo. Că și trupul nu este pentru curvie și nici curvia pentru trup, ci trupul este pentru Domnul nu pentru domnul înger, Gavril sau Mihail, nu pentru unul din cei 24 de bătrâni. Trupul tău a fost confecționat, că-i pitic sau înalt, că-i brunet sau blond. Trupul tău a fost confecționat să-l găzduiască pe Domnul. Dacă nu-i Domnul, îi acolo, dacă nu-i Domnul, îi acolo, dacă nu-i Domnul, ialt, alt duc acolo, care dorește să întineze locul acela. Dar locul acela poartă amprenta Domnului. De aceea creștinismul nu e numai o relație în care intrăm în legătură prin pastor, prin sfinți, prin... nu, nu. Creștinismul e o relație personală cu Hristos. Și creștinismul se verifică simplu, taina ținută ascunsă de veacuri, dar descoperită acum nouă Sfinților Lui, este aceasta, Hristos în noi, nădejdea slavei, amin. Adică Hristos locuiește în mine, nu numai în păstor, nu numai în coriști, în mine, măi, locuiește Hristos. Și asta e excepțional. De ce? Că Hristos nu e numai aici. Hristos e la școală, unde ești tu? Hristos e pe șantier, unde ești tu? Hristos e pe șosea, unde ești tu acolo? Pentru că prin tine, Hristos se manifestă. Slăvit să fie Domnul! Și asta e frumusețea creștinismului. Ei bine, estimații mei, frați și surori, tineri, noi distrugem templul Duhului Sfânt prin păcatul acesta. Ori familia creștină, trebuie să știe că nevoia aceasta trebuie împlinită. Apostolul spunea, și dați-mi voie să vă citesc din 1 Corinteni, capitolul 7, cu versetul 5, așa, Să nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de soț, decât doar prin bună învoială pentru un timp, ca să, nu, ca să vă dediciți cu postul și cu rugăciunea, apoi să vă împreunați iarăși, ca să nu vă ispitească satana din prișina nestăpânirii voastre. Stimați mei, suntem pândiți de două lucruri din textul ăsta biblic. În primul rând, nevoia pe care o avem, ți foame, bine răbzi o bucată, dar la un moment dat, cum spunea, goliciunea mai ocolește, dar foamea dă pe de-a dreptul. Deci, când ai prins mâncare, e dispărut de acolo. Că e, atent cineva, că nu e atent, te-ai și ai mâncat. Ei, nevoia aceasta intimă există în fiecare dintre noi. Și nu numai atât, frații mei. Satana pândește lucrul ăsta. E atent la lucrul ăsta. Poate și dumneavoastră ați trăit, ce trăiesc mulți oameni, ne considerăm la un moment dat pierduți printre 8 miliarde de locuitori ai Pământului peste, ne considerăm pierduți. Cine ne bagă pe noi în seamă? Cine ne bagă pe noi când facem o faptă? Cine ne bagă pe noi când ne enervăm? Cine ne bagă pe noi în seamă? Că nu ne ținem cuvântul, spunem da, facem nu. Cine ne bagă pe noi în seamă? Dar la un moment dat te otărăști într-o zi să postești, să ai cu dejun. Dintr-o dată toți colegii, prietenii, cunoscuții tăi vin la tine cu sandvișuri, cu sâmburi, cu... Dintr-o dată toți sacoli, să acolo, bombane să-ți ei, toți să acolo pe capul tău. Bă, dar ieri cine ați venit? Mâinii nu vreți veniți? Nu? Noi azi De deci ce cineva, cineva e atent că tu vrei să dai prioritate unui înger cu rugăciunile în tale. Tu, dintr-o dată, vrei să-i dărâme împărăția cu ziua aceea de post. Deci de peste pe 8 miliarde de oameni din toate, dată e atent la tine. De ce? Pentru că ești urmărit, stimatul meu. La satana e ciudă când noi dormim noaptea. El nu doarme. Tu te culci seara, dormi. Dacă nu poate interveni în visul tale să-ți dea coșmarul, că și aici este un duc care are anumite pârghi de intrare, dar dacă nu poate interveni, te așteaptă. Băi, aghi, aștept să scoale. să-l înșepa, din nou. Dar câtă vreme tu dormi, e nervos pe tine. Când te-ai scolat, de la primul moment, dorește să te ispitească dacă există o nevoie neîmplinită, stimați frați și surori, te va ispliti cu orice. Cu orice. Mai ales pentru bărbați care sunt creați, nu vor, sunt creați să, se, să fie provocați prin vedere. Mai ales pentru ei. Așa sunt creați ei. Ori din punctul acesta de vedere trebuie să existe o împlinire. De foarte multe ori, permiteți-mi să vă spun că sunt și tineri aici, de-aia Mă gândeam la un moment dat, când am văzut atât tine, să o iau pe stilul ăla, nu vorbim acum sau în șapte. Dar vreau să vă spun foarte clar, consiliez familii de tine care nu știu ce au de făcut după căsătorie. Cred că sunt niște chestii așa, ca să șantajez unul pe celălalt, pe baza asta. Pe baza asta. Ori când Biblia vorbește din frânarea poftelor, ca roada Duhului Sfânt, el este folosit când te dedici postului și rugăciunii. Atât. În rest spune Biblia continuați să vă faceți datoria de împlinirea nevoilor intime ca satana să nu te spitească. Pentru că o persoană care e împlinită din punctul acesta de vedere poți să-i aduci în fața lui cele mai mari provocări. El e împlinit. E ca și un om care o, o mâncat. i-a dat o mâncare bună, o mâncat felul 1, felul 2 și desert, îi sătul, bine, mersi, după care îi păi am uitat să-ți dau, am o prăjitură unică, extraordinară, are un gust de nu Domnule, degeaba, sătul, gat. N-am ce face cu prăjitura ta. Aș vrea să vă spun, e aceeași problemă, dacă o transfera, că v-am spus că sunt lucruri normale, e aceeași problemă la împlinirea nevoiei intime. Dacă nevoia intimă nu este împlinită, diavolul e acolo să-i spitească. Și aș vrea să vă spun, să nu vă credeți mai tari ca Samson. Să nu vă credeți oameni după inima lui Dumnezeu și folosiți de Domnul mai mult ca David. Să nu vă credeți mai înțelepți ca Solomon. Nu, toți oamenii ăștia s-au dus. Au căzut exact în asemenea situații și circumstanțe. De aceea este important ca să veghem la lucrul acesta. V-aș ruga să vă mai spun ceva la care dumneavoastră să meditați. Foarte multă neîmplinire pe tema aceasta este din cauza unor frici care există în familia creștină. Însă aici Apostolul Pavel, dacă vă uitați pe textul acesta biblic, pune nevoia împlinirii intime înainte de plăcere. Deci înainte de plăcere, înainte de copii. Nevoia intimă trebuiește împlinită înainte de problema copiilor. De copii vom vorbi imediat. Dar nevoia aceasta trebuie împlinită. Asta e problema familiei respective, a consilierilor din familie, dar ea este înainte de copii și înainte de plăcere, pentru că este o nevoie care există acolo. De aceea, e foarte important pentru comunitatea noastră să se uite și la aspectul acesta. Pentru tinerii care urmează să căsătorească, să știe ce au de făcut, iar pentru cei care sunt căsătoriți, nu folosiți ca o armă prin care să șantajați pe celălalt de lângă. Pentru că eu am întâlnit situații și le văd când doamne foarte cochete vin în sânul comunităților noastre la fiecare slujbă câte o altă rochie, bărbatul cocoșat de muncă și la un moment dat când discut cu bărbatul, el spune, frate, trebuie să muncesc pentru că soția pentru a-și face datoria îmi cere atât, e mai scump ca orice, pe orice pe piață. Și bietul umblă cum umblă, Ia arată bine în biserică și vreau să vă spun, astea sunt lucruri pe care le văd. Nu vi se spun dumneavoastră, dar într-acolo se tinde la o anumită stare de lucruri prin care face asta sau face alaltă, mergem la ai ajutăm acolo, dincolo. Frații mei, nu există treaba asta. Este o datorie care trebuiește împlinită. Am văzut, să vă spun, pe când eram tânăr, Într-o anumită comunitate am văzut un vas al Domnului cu un dar pe care nu l-am mai văzut la mulți oameni. Și acum îmi aduc aminte cu plăcere din modul cum lucra Domnul. Omul ăsta se ridica la urma evanghelizărilor când se predica cuvântul și spunea în sala aceasta Domnul a cercetat cinci suflete care să vină la mântuire și toate sunt aici. Și ultima seară când Dumnezeu le dă harul salvării, patru săreau în picioare imediat. După alea patru, se ridica el din nou și spunea, eu îl știu și pe al cincilea. Dacă nu se ridică el, îl voi ridica eu, pentru că e prea scump sufletul lui, ca în seara asta să pleci fără mântuire. Să reașa și și le sus plângând, eu sunt acela. Deci, frații mei, avea niște lucrări, că mergea într-o comunitate și frații aveau ședințe de comitet înainte. Tot ce au făcut ei și au vorbit la ședințe de comitet era dredat de el și soluțiile din partea Domnului pentru ei. Așa un dar avea. Problema este că omul ăsta avea o soție care n-a înțeles nevoia împlinirii intime. Când el venea din misiune împreună cu frații păstori, a intrat în post înaintea Domnului. Când el pleca peste o săptămână din nouă misiune, îi din post. Azi așa, mâine așa, poi mâine așa, la un moment dat omul ăsta cu dar a fost împins în brațele unei alte femei. A căzut de la credință, S-a risipit darul lui și absolut tot. De ce? N-au fost pocăiți, n-au avut daruri, n-au știut, nu. N-au împlinit nevoile care erau necesare de împlinit în acea familie. Nu vă mai spun istoria că e mult mai grea. Copiii au avut de suferit, biserica a avut de suferit, pentru o femeie care n-a știut pentru ce se mărită, pentru niște bărbați care nu știu care e lucrarea lor. Și acum, după cum v-am spus în debutul mesajului meu, sunt și situații când anumite soții acuză pe soții lor că nu-și fac datoria. Da, puține. Majoritatea bărbaților, în schimb, se plâng de lucrul ăsta. Și ar trebui să fim atenți și mai multă consiliere, că multe probleme se rezolvă de aici. Eu am întâlnit în situații când le consiliem în anumite familii care ajung la apogeu sau jim ca și conducerea bisericii, când intrăm, să vedem că cămașele nu scălcate bine, mâncarea nu are gustul bun, că păianjenii sunt prin toate colțurile, că totul e rău în casa aceea. Până ajungem la subiectul datoriilor. Și când analizăm subiectul datoriilor, el ne spune, dacă datorii ar fi, nici nu mă uit, mănânc să arată tot numai. Nu mă interesează dacă îmi calc hainele sau nu. Păianjenii pot fi fie peste tot, nu mai contează. Păianjenii sunt doar motivii să arate că ceva nu funcționează bine acolo. Mă opresc aici, văd că tinerii se cu foarte mare atenție. Lăsăm pentru slujba din continuare. Primul scop pe care Dumnezeu a creat căsătoria este nevoia de părtăși. Al doilea, este de nevoia de împlinire intimă. Și încă o dată, faceți-o oficial în biserică, frații mei. La societate nu-i rușine să pervertească o lucrare frumoasă pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Credincioșii, când au relații intime, nu fură ceva. Biblia spune, orice faceți cu cuvântul și cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus. Și v-am spus la o slujbă anterioară, toate cultele păgâne, pe lângă închinare, băutură, aveau închiere cu orgie sexuală, care era o închinare la zeii lor. Ei bine, când Dumnezeu ne-a răscumpărat, ne-a răscumpărat ca prin tot ce facem noi să-L cinstim pe El. Și asta ne responsabilizează că nu orice să facem în, în patul conjugal. Asta ne responsabilizează. Când e o chestie a ta personală, e afacerea ta acolo, poți să faci orice, ce ai văzut, ce dorești. Când e o închinare și lucrul acesta, faci ca stăpânul să se bucure că te-a creat așa și când îl înalți pe el în modul acesta. Trecem la următoarea, următorul scop de care tocmai am pomenit, este nevoia de urmaș. Stimații mei, Dumnezeu ne dă unora dintre noi abilitatea de a avea copii. Nu toți au lucrul acesta. Mântuirea nu e în funcție de copii, mântuirea e prin Iisus Hristos slăvit să fie Domnul. Și familiile care au copii și familiile care nu au copii sunt mântuiți prin credința în Iisus Hristos, dacă rămân până la capăt în, încadrați în această credință și în temelia acestui har al lui Dumnezeu care ne-a fost dat. Dar copiii sunt un rezultat al familiei. Și Biblia vine și spune în Geneza, capitolul 1, versetul 28, Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și stăpâniți-l. Psalmul 127, versetul 3 spune, Iată fiii, sunt o moștenire de la Domnul, rodul pântecelui este o răsplată dată de el. Este o răsplată pe care Dumnezeu o dă în sânul familiei și un mare har să poți avea copii. Nu uitați, copiii sunt mult mai valoroși decât orice am putea avea în lumea aceasta. Pentru că e singura valoare, cea mai mare valoare pe care o putem lua cu noi în cer. Știu că sunteți pregătiți să dați euro pentru cer. Știu că sunteți pregătiți să dați proprietăți către cer. Dar nimic din toate astea ce le putem da nu depășește valoarea copilului tău. Pentru că copilul tău este un suflet. Și dacă mântuirea vine prin tine, care îți educi copilul, tu îl pregătești pentru cer, pentru împărăția Domnului. De aceea Biblia spune în Proverbe, capitolul 22, versetul 6, învață pe copil calea care trebuie să urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Folosește lucrul acesta. Pentru că această nevoie de copii, mai ales în dreptul surorilor, a mamelor, ele simt nevoia. Câteodată consiliem soții împreună cu soții lor, care își doresc copii foarte mult. Soțul spune, Dumnezeu, nu ne-a dat Dumnezeu, asta e situația. Ia pe toate părțile, dar cum să mai facem, dar mai facem așa, dar să mai roage biserica. Câteodată vin, dar ce-ar fi o fertilizare în vitro, ce-ar fi cu tare, ce-ar fi cu tare. Totdeauna e o luptă pe care o au, pe care cele care au copii nu și le pun. Domnule, mi-a dat Dumnezeu copiii, câteodată își jinduiesc pe cele care nu au au o luptă pe care nu vă puteți descrie. O dorință de a fi mame, de a-și atinge țelul în lumea aceasta. Și, stimații mei, pe lângă faptul că este o răsplată de la Domnul, el vine la set cu o responsabilitate. Prea mult s-a predicat că copiii sunt un semn al binecuvântării, dar s-a uitat să se predice că noi trebuie să ne educăm copiii. S-a uitat. Există foarte mulți oameni care au primit copiii din partea Domnului, dar nu s-au ocupat de ei. Să vă spun de zone din țară unde cei mai obrajnici copii de la școală sunt copiii pocăiților? Să vă spun că cei mai lipsiți de bun simț sunt copiii pocăiților? Tata predică, mama e prorociță cu tare, dar ei sparg geamurile la școală. Dar ei termină tot. De ce? Au primit copiii ca o binecuvântare. Dar uita faza a doua. Se educe să fie o binecuvântare. Și v-aș ruga tare mult, stimații mei, este o nevoie să ai copii. Te-aș ruga tare mult, educă-i. Educă-i prin exemplu, în primul rând, și apoi prin cuvinte. Educă-l. Eu sunt un om binecuvântat, pentru că m-am născut într-o familie de credincioși. Stau și mă gândesc, dacă te nășteai și tu și eu, într-o familie de musulmani, când ni se spunea ca Allah, este cel mai grozav. Că dacă mori pentru Allah, te așteaptă 70 de fecioare în cer. Aici pe pământ, viața e mai grea. Dar acolo, dincolo, viața și agorteoane, cum spun românii. Frumusețe deosebite, lucruri grozave. Știți că eram obligat din cauza părinților mei să cred lucrurile acestea? Știți că de greu vine un musulman la credință? Mulți dintre ei vin prin descoperiri. Visează pe Domnul Isus, au anumite revelații și vedenii și așa vin la credință, pentru că ei sunt tributari la părinții lor. Tu te-ai născut cu un bunic pocăit, cu tata, mama pocăit, care te-a învățat harul lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu, cumva ai aflat de pocăință și dintr-o dată ai dat de calea adevărată spre Dumnezeu, care este Hristos, slăvit să fie Domnul. Ori asta e principalul lucru. Efectiv, nici nu contează că ai avut castel nici nu contează ce mașină ai tu pe drumuri și așa. Și cine a fost pe, pe agenda ta telefonică, ce vipu, ce personalități. Nu contează. Contează dacă copilul tău e salvat sau nu. Doamne, ajută. Și așa îți pui să dai cât mai mult ca să fie. Și există o marjă. Spune că Samuel a fost un om excepțional. Când a venit la dare de seamă în fața poporului, a spus: Dacă îi datorez cuiva măgarul, i-am luat măgarul, i-am luat bou, i-am luat din dreptul lui să-mi spună și eu îi plătesc acum. N-a avut nimic comenta La cinstea lui. Totuși, copiii lui Samuel nu călcau pe urmele tatălui său. Dar a... știau pe un triscalție. Știau pe un E un mare har să crească în familia ta, să vadă rugăciune, să vadă cântare, să vadă când tineri vezi și cer iertare, e un mare har, e o educație. Observ foarte mulți tineri din zilele noastre de și soți, soții, care știu că au greșit, dar n-au crescut în familie unde s-a cerut iertare. Unde soțul o greșit față de soție, dar nu a cerut iertare. merge mai departe. Soții o greșit față de soți dar și ce ai mai prejos, nici ea nu și-o cerut iertare. Vorbeau prin copii, du-te și spune lui Tactu că am pregătit mâncarea, e acolo. Taic și spunea, du și spune lui mamă dacă că mulțumesc frumos. <laughs> la luni de zile așa. Ci simplu e când familii creștine unitatea ridică tonul, strigă la mama și la copii, după care vine simplu și spune, vă rog frumos să mă iertați nu m-am purtat într-un chip vrednic de Hristos. Imaginea lui Hristos a fost știrbite prin atitudinea mea. Înțelegeți că sunt om și dacă mai vedeți vreodată, vă rog, ajutați-mă. Știți cât face în ochii copiilor o asemenea declarație? Dar de obicei stăm așa, știu că am greșit, dar să nu sprindă ăștia. Toată lumea știe E foarte simplu de a spune. Știi că copilul nu mai consideră o stare de slăbiciune să spună, îmi cer iertare, am greșit cu stările astea din potrivire, vorbim orice, de politică, de cutare, când ne spun, băi frate, dar totuși ai greșit și ai putea rezolva problema cu fratele ăsta simplu, să-ți tare. Fratele meu, într-adevăr, frații au dreptate, eu trebuie să, cu tare, mă vezi să blochează aici, numai nu este, domnule. Numai nu este. Dar ce trebuie să spui, frate? Trebuie să spun că, cu tare, ăla altul spune, băi, vrei să-și ceri iertare? E, da, mulțumesc că ai spus, v <laughs> au spus-o <vala. laughs> El nu poate, dar nu e el vinovat că își, 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 propune așa ceva. A trăit într-o familie în care nimeni nu și-a cerut iertare și un semn de slăbiciune. Și el e tributar la sarea aceea. V-aș ruga, stimați părinți, v-aș pune să vă ridicați pe pișoare și nu o greșește niciodată în familie, da nu are sens, știu că toți sunteți în... Dar de cerut iertare v-ați cerut? Pentru că copilul tău va crește cu lucrul ăsta. Dacă vrei ca în viață el să o ducă bine, el va greși în familia lui, sigur va greși. Fata ta sau băiatul tău va greși. Faptul că am învățat de la tine să-ți ceară iertare, îi vei vedea amândoi zâmbind. Mai înainte auzei niște, dacă locuiesc lângă tine, auzei niște strigăte, te duci repede, îți o va foc, când încolo îi găsești pe amândoi, ce mai e cu e, a fost o mică problemă, da? Ne-am cerut iertare și o cerut iertare, am stins foc, am plecat, te duci înapoi cu tot cu extintoare, că nu-i semn, nu are sens să mergi tu acolo, pentru că ei au învățat felul cum să stângi orice incendiu. De foarte multe ori nu educăm. Nu educăm cum să poarte, că conștiința poate fi educată. Părinții mei mai au educat de mic să nu stau în prezența unui om bătrân într-un mijloc de transport în comun jos sau o femeie însărcinată. De atunci, după ce m-au ridicat părinții mei, totdeauna când vedeam un om bătrân, mă ridicam, era rușine. Nu mă uitam în altă parte, captivat de peisajul de afară. Nu, mă ridicam și oferam locul. Acum am 60 de ani, am plin 60 de ani. Știți că și acum când văd, mai ales în anumite locuri unde circul, cu Buzu, cu ceva circul, văd oameni care îi văd așa, parcă îi mai în vârstă ca mine, și dau locul. Și când constat că e mai tânăr ca mine, îmi vine să iau locul înapoi. <laughs> Dar educația asta e înăuntru meu. E făcută de părinții mei. Nu ne-am pus-o eu. Părinții mei m-au învățat. Cum de reușim să avem unii dintre copiii cei mai răzvrătiți? Pentru că ne ocupăm cu altceva, frații mei. Dacă ne-a onorat Dumnezeu și ne-a dăruit copii, ne-au donat să fim profesorii lor. Cei de la școala duminicală mai completează. Cei din altă parte mai completează. Dar profesorul copilului meu sunt eu. Eu învăț adevărul și El mă iteratizează pe mine ca tata, nu-i nimeni, frumoasă ca mama, nu-i nimeni, ce spune tata și mama, așa -i. Și atunci eu îi spun de Dumnezeu și eu îi spun de împărăția Lui și eu îi spun de Harul Lui și așa se explică de ce o femeie fără studii, numită Iochebed, l-a luat pe un copilaș, l-a alăptat până l-a înțercat, și spun unii teologi, până la vârsta de trei ani înțărca. Și a spus la copilașul ăla de trei ani că el nu e egiptean, e evreu. Și a spus că nu are o grămadă de azeități și are un singur Dumnezeu. Și a spus că acel Dumnezeu știe să răsplătească pentru cei ce îl caută. Și a spus că răsplățile lui sunt mai importante decât comorile Egiptului. După trei ani copilul ăsta este luat, nu-i lăsat. E dus la casa lui Faron, cea mai înaltă casă a vremei, cu cele mai elevate studii. Era singura superputere a timpului. Și acolo au pus toată înțelepciunea egiptenilor în mintișoara aceea lui Moise. Toată. Ei știau cum se face piramidele și Moise știa. El știa cum să aibă strategie militară și l-a învățat pe Moise. Spune nu, Ștefan, a învățat toată înțelepciunea egiptenilor. La vârsta de 40 de ani, știți ce iese de acolo? A ieșit să-și viziteze frații. Adică pe egipteni, nu? Nu, pe evrei. Dar de nu știi tu. Ci te învăța la casa lui Faraon că frații tăi să amărâți de evrei care au 400 de ani de când îți rob? Nu, altcineva. Și au făcut timp să-mi pună în mintiuca mea atunci, la început, că eu nu sunt evreu, sunt egiptean. Și frații mei sunt evrei. Eu n-am pe ziul Ra, zeul Soare, sau zeul Nilului. Eu l-am pe Dumnezeu cel viu. De aceea s-o cotit preferabil să sufere o cara lui Hristos decât comorile Egiptului, pentru că o mamă și-a făcut datoria. Este rândul nostru, frații mei. Doamne ajută! E o împlinire să ai copii. V-aș tare mult canalizații spre slujire. M-am bucurat de tinerii din biserica care au cântat aici. Mă bucur să-i văd în părtășie, cântând în adunare. Mai văd să-i văd în casa Domnului, mă uit pentru cei care lucrează la, la stații, la acustică, la, la ordine. Sunt foarte mulți tineri care se educați pentru asta. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Amin. Primul scop pentru care Dumnezeu a făcut căsătoria a fost pentru împlinirea nevoii de părtășie. Al doilea scop e nevoia împlinirilor intime. Al treilea scop a fost împlinirea nevoii de urmași, de a avea copii. Și vă doresc tuturor să aveți copii sănătoși, care să-L urmeze pe Domnul, Doamne ajută! Și ultimul lucru pe care vreau să-L subliniez, Dumnezeu a dorit să ne împlinească nevoia de semnificație. Suntem și trăim, mai avem puțin unii dintre noi de trăit, cu toate că vrem să trăim cât metusala, mai mult, noi vrem să trăim veșnic. Dar la un moment dat, și vrem să ne găsim semnificația, Vrem să găsim că suntem importanți. Vrem să găsim că n-am trecut degeaba prin lumea asta. Vrem să ne găsim scopul ăsta a împlinirii semnificației. Sunt oameni care au fost conducători de imperii. Le-au făcut ăștia niște mausoleuri, le-au făcut niște, niște pietre. Eu au trecut, dar ce pasă de Gingis Han, de exemplu? Cine îi pasă, de exemplu, de Stalin? i am mintit, dacă am mintit în sensul negativ. Cine i pasă? De semnificația re... nocivă pe care a avut-o el. Acum fiecare, orice bărbat, orice femeie ar vrea să știe, domne, vreau semnificații. Și ce frumos vine Scriptura și ne dă un sens. Ne dă un sens, nu contează dacă nu ești directorul firmei tale. Nu contează dacă nu te cunoști cu primul ministru a țării. Nu contează. Dacă tu în familia ta, ca bărbat, îți iubești biserica, familia, soția, și o respeți, și o păzești, tu trăiești ca și Hristos, tu ai semnificații, Tu ți-ai atins țelul în viața asta. Toate celelalte cad. Și ceea ce e frumos este că în veșnicie să vă ține cont de asta. Dacă tu ca soție ești deșteaptă, ești capacitată, ai făcut și facultăți, soțul tău o termină 10 clase. Că eu am întâlnit familii de genul ăsta că ne ai expert în limba engleză, terminat facultate pe linie, iar el o termină 4 clase. Atât. Patru clase. S-au căsătorit amândoi. Îmi spunea omul ăsta care e slujitor și care are să vede Că Dumnezeu i-a dat o dicție de a predica extraordinar, spunea, băi, niciodată soția mea nu mi-a spus, măi, eu sunt pregătită, eu sunt niciodată, nu s-a interferat cu slujirea mea, niciodată. Pentru că soția aceea, ca toate soțiile, a trebuit să înțeleagă că odată ce a spus da unui soț și a intrat în familia rânduită de Dumnezeu, ea se supune nu pentru că El nu le are sau că le are, că e deșteptul lumii, nu. Ea se supune pentru că dorește să-și atingă semnificația, fiind ca biserica care se supune lui Hristos. Și aici e taina cea frumoasă. O să vedeți o grămadă de femei care ies de acolo, sub diferite curente, sub diferite învățături, efectiv. Deși să nu vă spun că observ de multe ori și în puținul timp care eu mai rămas... Văd că multe surori au probleme de sănătate. Foarte multe dintre ele sunt atacabile de stări, de descurajare, de depresie. Foarte multe dintre ele au o stare de nemulțumire acută. acută. Vreau să vă spun un secret. Știți că îngerii nu cunosc inima noastră? Aici e tixit de îngeri în zona asta. Dumnezeu când lucrează, lucrează prin îngeri. Dacă o să priviți în Biblie, o să vedeți că împărăția lui este foarte puternică și asezată pe îngeri, pe structuri, pe autoritate. Când îngerii iau rugăciunile noastre făcute prin Duhul Sfânt, se uită la poziția pe care o avem. Se uită la starea care o avem. Când le spune Domnul Evreilor, tăiați un mel, sângele acelui mel ungeți ușorii ușii. De acolo. Când va veni nimicitorul, când va vedea sângele, care este semnul, va ocoli zona aceea. Cum da, îngerul nu știi că ăla e evreu? Nu, nu, îngerul cunoaște doar semnul. Nu știi că ești evreu. Și le mai spune ceva, nu ieșiți din case. Păi, dar ăsta e pocăit, domnule, ăsta este prin casă, din casă, ce el trebuie să stea, doar el e pocăit. Nu, nu, îngerul se ia după semn. Nu că ești tu pocăit sau nu, că ești evreu sau nu. Dacă există semnul, îngerul citește semnul. Când ia rugăciunile noastre, estimate surori, că îngerii sunt prejurul nostru, când ia rugăciunile noastre, spune femeia trebuie să recunoască autoritatea în planul lui Dumnezeu prin ceva anume și spune din pricina Îngerului. să aibă ceva. nu e important. Tot felul de teologi. Să nu vă mirați că avem pentru cine ne rugăm. Ba chiar am observat de foarte multe ori circul pe diferite continente, doamne care s-au învățat să umble fără, să se roage fără să aibă capul acoperit. Și -o la masă se roagă. După care constatăm cu stupoare, pentru că Biblia spune, nu dați prilej, el stă cu ochii pe noi. Constatăm cu stupoare că au probleme. Ori dacă în Împărăția Lui Dumnezeu există niște reguli, frații mei, credeți că spusă la plesneală acolo, sliței, nu mai cine nu cunoaște greaca? sunt așezate foarte clar, foarte bine. Și Dumnezeu ține cont de astea. De aceea va șuga pentru voi, pentru sănătatea familiilor voastre. Nici bărbații nu scutiți de a sta sub autoritatea Domnului, de a iubi soția și a -o întreține relația, cum întreține Hristos biserica. Stilul acela de a bate cu pumnul în masă, de a te impune forțat, nu se potrivește lui Hristos. Hristos nu folosește biserica ca și cum uh, nu are face că ești bolnavă, nu are face, eu îmi văd de treburile mele, eu rezolv. Vă da, așa iubește Hristos biserica? Tu ești reprezentant al lui Hristos. Dacă soția ta e suferindă, dacă soția ta are nevoie de sprijin, dacă soția ta are nevoie de ajutor, Hristos cum se comportă? Sau tu spui, nu, e nicio problemă, că mai sunt surori, mai, mai pot trec căsătorii, fără... dar tu așa iubește Hristos biserica? Și mentalitatea asta am văzut-o la unii frați cu ghilimele spiritual din biserică. Stimați mei, responsabilitatea cade pe oberii noștri și ne atingem semnificația nu pe bani, că sunt lucruri care vin și pleacă, nu pe proprietăți, că lucruri care vin și pleacă. Ce frumos este când cineva, cum au fost părinții noștri, nu-i mai știe nimeni și noi, parcă să lasă uitare peste ei, dar într-o familie cu copii, cu năcazuri, cu probleme, s-au înțeles și au iubit soțiile, ca și Hristos biserica. Au avut scăzămintele lor, le-au îndreptat. Iar sub mamele noastre, bunicile noastre s-au supus autorității lor. Cum s-a supus biserica lui Hristos? Deja persoanele astea ne vom întâlni cu ele pentru că au avut o semnificație aparte, pentru că au împlinit planul lui Dumnezeu privitor la ei. Acum e rândul nostru, stimați frați și surori veți fi bombardați cu tot felul de curente, dar dincolo de curentele pe care le veți avea, repercursiunile vor fi în casa voastră. Acolo va fi. Veți participa la tot felul de biserici libere, să închină liber, să bucură liber, te dor urechile, fum, lumini, totul va fi grozav. Când te vei duce la tine acasă, nu vei ști ce să faci. Nu o să știi nimeni ce ne conduce, cine conduce, pe conduce. Nu o să știi nimeni ce e acolo. În schimb, în familii unde se așează lucrurile după Scriptură, oamenii aceia vin. Dacă în biserică e har, strigă și ei aleluia. Dacă nu-i, se întorc acasă și se bucură în Domnul, pentru că ei, Hristos locuiește în casa lor, în inima lor. Dacă vrei să ai o asemenea familie, ți-ai atins scopul. Altfel, căsătoria ta poate fi ca o mașină pe care ai cumpărat-o pe banii tăi, cu acceptul tău la ofițerul stării civile, și poți să faci acolo o bibliotecă unde să bagi tot felul de informații. Dar nu pentru asta a proiectat-o stăpânul, ci stăpânul a proiectat-o pentru scopurile pe care le-am prezentat. Să ne ajute Domnul pe toți cei căsătoriți să ne atingeți scopul. Amin.